Am mai făcut odată videoclipul ăsta și problema, evident, la mine pe canal, vocea se aude încet și jocul tare. De-aia îl mai refac încă o dată, sper să se audă bine. Opțiuni, audio. Vocea mea e dată tare din Shadow Play, cu vreo 50 de decibeli. Așa că dacă și acum sunt probleme, nu o să-l mai refac. Stanley XF105. Asta e primul mod showcase. Deci la cabina, e o singură cabină. La șasiuri, 4 șasiuri. Mai lunguieț, mai... Îl faceți cum vreți, dar mie îmi place așa. Motoare, două motoare. Am un 2 de 560 de cai. Nu știu care e diferența între ele, dar... EEV. O să caut pe internet ce înseamnă EEV sau căutați voi. Că nu înțeleg. Total plată 14.000 returnări. What? Nu înțeleg. Ok. La cutii de viteză, două cutii de viteză. În 12 și în 16 rapoarte. Am două retarder la interioare, negru și maro. Nu merge să-l arăt cum vreau eu, dar îmi plac modelul ăsta și copertina. Văd că are decât un singur pat. O să-l las pe maro. La paint job-uri, două cu Franța, trei cu... Nu mai amintesc că cu era steagul ăsta. Netherlands. Deci trei din astea. Și două cu Norvegia. La accesorii, lumini jos, două numere de matriculare pe Scandinavia și pe Europa, 1, 2, 3, 4, 6, cum le spune, bulbaruri, vopsit și cromat, cromat iurt. Asta mai zici. O să pun înapoi astea. Trei modele de covoare. Așa, deci roți, nu-mi dau seama care sunt roțile lui, că nu văd niciun S, cred că sunt roțile default plus modurile pe care le am eu, sau nu? 275.80. În spate două tobe imense.
Plăcuță șofer. What? Poți să spui nume? Și scrie buguitor acolo, ce tare. Ok. Popii de astea care se aprind de trei culori și albe sau nu știu ce culoare e aia. Aici Franța, ole. Vi l-aș arăta și pe astea, dar nu vreau să mai schimb pe job-uri. Cameră. Vopsită sau făcută din plastic. Ce mai are, ce mai are? Cam atât. Spoiler, nu spoiler, bulbarul de sus pe care poți atașa alte lumini. Eu am pus Hela. Astea sunt incluse în în mod. În schimb, astea nu sunt incluse în mod, dacă le și găsesc. Asta e de la modul de lumini pe care l-am eu. Lumina interioară ai trei culori: albastru, verde, roșu. Și cam atâta cu exteriorul. La interior poți să schimbi volanul. Dar mie îmi place asta. Aici poți să pui GPS. What? Accesorul nu este compatibil cu... Da. Aici ai GPS, așa, sau telefon. Accesorii, popii, dacă vrei cu lumină sau nu, chestia asta. Se schimbă și aici. O să-l las așa. Aici poți să pui cuburi. Aici cred că tot la fel, dar o să șterg asta. Ai două variante la asta. Negru cu albastru și maro cu roșu. Și cam atât și cu interiorul. Hai să-l conducem puțin. Nu văd că nu mai e nimic vopsit sau plastic. Ok. Camera e funcțională, aia o să vă arăt acum. Dacă pot să mă arăt, pot să mă arăt. Să-mi dau camera asta. GPS-ul funcțional merge foarte bine. Pot să mă uit după chestia aia. Văd cât de aproape sunt. Thank you.
dai mai multe informații, pentru că am ales 6-4-2, am, cum îi spune, rezervorul mult mai mare și motorul văd că pot să-l forțez destul de tare. Mai ai turbo care văd că trage destul de mult, se duce spre 3, wow. Viteza și temperatura. Eu o să las pe viteză și o să-l conducem vreo 10 minute să vedeți cum e. Trage motorul ăsta de n-are treabă, da. E mai puternic ca motorul default de la DAF, care are 510 cai din câte îmi amintesc. Ce să vă mai spun, îmi place că creștem destul de mult. 36 de ore cât mai am, 6-7 de ore mai am voie să dorm. Deci am făcut 100 de abonați vineri și azi e luni, avem aproape 120 de abonați, ceea ce poate am luat cutia cu... Am luat cutia cu 16 viteze cumva. Da, am luat cutia cu 16 viteze. E bună și asta. Deci, după cum vedeți camera... Ups, nu văd. Vreau să vă arăt asta, dacă pot. Se blochează, trebuie să... Deci funcționează bine. Și e destul de ajutătoare. Sub ea la radio scrie DAF. Totul e funcțional din câte văd. Retarderul, dacă l-a prind. Dacă mai știu de ce se prinde. Deci retarderul funcționează. Limita a crescut la 80, creștem și la 80.
uitat. Da, am uitat să prind lumile. Auxiliare și girofar. Inițial vreau să fac un live stream cu farming, dar azi e ziua în care internetul merge bine. Tragem motorul suficient de tare să rămânem? Nu. 77. Uite să pun muzica. Deci sper să nu vă plictisiți. Oricum e destul de frumos camionul ăsta, mai ales la câte feature-uri are. Și memoria destul de puțină. Aici trebuie să pună continuare pe autostradă. Și la parcarea asta aici o să ne oprim. Începe să-i fie și în caracterul lui. Deci termici mod showcase-ul. Mai și dorm. Retardul se activează automat la frâne bruște.
вообще поза. Pentru thumbnail. Ok, nu mai stau. Asta o să fac în off-camera. O să vă arăt modul Shin Manager. Și dacă sunteți curioși, astea sunt modurile mele. Promote, sunet și ce mai am pe aici. Deci versiunea 1.6. Deci, sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați subscribe. Și ne auzim. Nu știu când. Pa, pa.